Bună ziua! Numele meu este Sorina Stoian și vom vorbi astăzi despre poligoane regulate, poligoane regulate înscrise în cerc. Mai întâi, aș dori să vă prezint o scurtă introducere istorică în acest capitol, sau mai bine spus, această lecție a poligoanelor regulate înscrise în cerc. Și astfel am ales să vă prezint aici vestita cupolă a stâncii din Ierusalim. Și astfel aș vrea să vă spun că bogatele cunoștințe de matematică ale lumii arabe antice au făcut posibile mărețe construcții ce au dăinuit peste secole și care astăzi ne încântă privirea prin frumusețea lor și prin modul arhitectural în care ele au fost realizate. În imaginea alăturată v-am prezentat o secțiune, aș putea spune, a monumentului de arhitectură arabă antică denumit Cupola Stâncii din Ierusalim, ridicată între anii 685 și 691. Acest monument este considerat, după Mecca și Medina, unul dintre cele mai importante locuri de rugăciune pentru arabi. Dar întrebarea firească este, ok, ce legătură are această cupolă a stâncii cu poligoanele noastre regulate? Păi o să vă prezint de îndată. În cupola stâncii, în acest monument arhitectural, sunt reprezentate o serie de elemente ale artei bizantine timpurii, combinate cu elemente de artă islamică. Modelele geometrice prezentate în prezente și vizibile în arhitectura clădirii se bazează pe construcția poligoanelor regulate, înscrise și circumscrise unui cerc, în special a pătratului și octogonului regulat. Construcția geometrică se bazează pe construcția rădăcinii pătrate a numărului 2, într-un cerc de latură 1, într-un cerc de rază 1, pardon, latura pătratului regulat înscris are lungimea de aproximativ 1,41, adică radical din 2. Realizarea practică a acestor capodopere, aș dori să vă precizez că se făcea numai cu ajutorul riglei negradate și compasului. Deci vă dați seama ce matematicieni avea lumea antică arabă și nu numai, bineînțeles. După cum vedeți în figura alăturată, acesta este modelul geometric pe care îl putem întâlni în vitrariile, în cupola și nu numai pe pereți, în construcția ușilor. Deci, cu alte cuvinte, în întreaga realizare arhitecturală a monumentului intitulat Cupola Stâncii. Bineînțeles că aceste poligoane regulate înscrise în cerc apar în multe alte capodopere arhitecturale pe care le întâlnim astăzi, pe care le vizităm și care ne încântă privirea. Trecând însă la lucruri teoretice, aș dori să vă prezint definiția unui poligon regulat înscris în cerc. Poligonul convex, cu toate laturile congruente și cu toate unghiurile congruente, se numește poligon regulat. Orice poligon regulat înscris într-un cerc și circumscris unui cerc are centrul comun numit centrul poligonului. Deci, cu alte cuvinte, centrul cercului înscris într-un poligon regulat, centrul cercului circumscris unui poligon regulat și centrul poligonului reprezintă unul și același punct. Distanța de la centrul poligonului regulat la fiecare latură se numește apotemă. Vom prezenta în continuare cele trei poligoane regulate
de bază înscrise în cerc poligoane cu care noi lucrăm în probleme. Și anume, primul este triunghiul echilateral. Deci, triunghiul echilateral are cele trei laturi A, B, A, C, B, C congruente, unghiurile de 60 de grade. Dacă notăm latura triunghiului cu L și raza cercului circumscris acestuia cu R mare, vom obține următoarele formule. AO. Păi AO nu este altceva decât raza cercului circumscris și două treimi din înălțimea triunghiului echilateral, după cum vedeți în prezentare, adică două treimi din L radical din 3 pe 2. L radical din 3 pe 2 fiind formula pentru calculul înălțimii unui triunghi echilateral. Din această relație, obținem, în urma simplificărilor, că latura este egală, latura triunghiului echilateral este egală cu raza radical din 3. Aceasta este corespondența între latura triunghiului echilateral și raza cercului circumscris. Apotema este OD, pe desenul prezentat, și ea este egală cu jumătate din rază, deoarece știm că O este și centrul de greutate, deci el se află la două treimi de vârf și o treime de bază, deci, evident, OD este jumătate din AO, adică jumătate din rază. Și area triunghiului ABC, fiind triunghi echilateral, are area egală cu L pătrat radical din 3 pe 4, însă, mai sus am arătat că latura este raza radical din 3, înlocuind în formula ariei, vom obține aria în funcție de rază, și anume, aria este egală cu 3R la puterea a doua, radical din 3 pe 4. Acestea sunt cele trei elemente ale triunghiului echilateral exprimate în funcție de R, latura, apotema și aria. Să vedem în continuare ce se întâmplă la pătrat. Pătratul este un alt poligon regulat înscris în cerc. Centrul pătratului coincide cu centrul cercului circumscris, după cum am spus mai devreme. Deci, acel punct O, care se află la intersecția diagonalelor pătratului, coincide cu centrul cercului circumscris. În concluzie, diagonala pătratului este egală cu două raze. Adică, ceea ce am scris în prezentare, L radical din 2 egal cu 2R. De aici obținem că latura pătratului exprimată în funcție de rază are formula L egal raza radical din 2. Apotema pătratului, notată în desenul alăturat cu OE, este egală cu jumătate din latură, adică raza radical din 2 pe 2. Aria pătratului are formula L la puterea a doua. Înlocuind latura cu raza radical din 2, obținem formula ariei și anume aria pătratului este 2R pătrat. Și cel de-al treilea poligon regulat înscris în cerc este hexagonul regulat. Hexagonul regulat are cele șase laturi congruente. Dacă unim fiecare vârf al hexagonului cu centrul cercului circumscris, obținem șase triunghiuri echilaterale. În concluzie, latura hexagonului regulat este egală cu raza. Apotema. Păi apotema nu este nimic altceva decât înălțimea în triunghiul echilateral. Apotema OM este înălțime în triunghiul echilateral DOC de latură R. În concluzie, OM este egală cu R radical din 3 pe 2. Aria hexagonului regulat, păi după cum am spus mai devreme, hexagonul regulat este format, dacă îl împărțim, în funcție de vârful și centrul cercului circumscris, este format din 6 triunghiuri echilaterale. Deci, aria sa va fi egală cu 6 L pătrat radical din 3 pe 4. Înlocuind latura cu raza și efectuând simplificările, obținem formula ariei ca fiind 3 R pătrat radical din 3 pe 2. Dat fiind faptul că am trecut în revistă formulele pe care le folosim în probleme, aș dori să facem în continuare și o aplicație practică. Dar înainte de aceasta, am sintetizat formulele laturii, apotemei și ariei, poligoanelor regulate înscrise în cerc, în cazul în care avem N laturi. Și, înlocuind și calculând, vom obține următoarele trei formule.
latura unui poligon cu n laturi este egală cu 2r sin de 180 de grade pe n, unde, repet, n este numărul de laturi al poligonului regulat, apotema este raza cosinus de 180 de grade pe n, iar area este nr pătrat sin de 180 de grade pe n ori cos de 180 de grade pe n. În concluzie, putem calcula latura, apotema și area oricărui poligon regulat înscris în cerc atunci când cunoaștem raza. Și revenind la problema practică, aș dori să rezolvăm împreună următoarea problemă provenită din industrie. Și anume, dintr-o bară metalică cu diametrul 12 cm, se realizează o piesă pătratică ca în figura de mai jos. Deci bara metalică reprezintă cercul din figură, iar piesa reprezintă pătratul ABCD. Dat fiind faptul că știm raza bării metalice și știm că ea este egală cu 12 cm, am dorit să aflăm latura piesei care poate fi obținută prin strunjire și la B, ce cantitate de material se pierde după ce am realizat piesa cerută. Păi, la punctul A, lucrurile sunt foarte simple. Aplicăm formula diagonalei, pentru că știm că diametrul cercului este 12 cm și el coincide cu diagonala pătratului. Deci, diagonala AC este tot una cu diametrul cercului, adică este 12 cm. Însă diagonala pătratului este egală cu latura radical din 2 și este egală cu 12. De aici rezultă că latura va fi egală cu 6 radical din 2 cm. 6 radical din 2 cm. Deci am aflat latura pătratului care reprezintă piesa pe care am fabricat-o. La punctul B, suntem întrebați ce cantitate de material s-a pierdut. Evident că ceea ce vedeți în figură reprezentat cu gri, pe un fond gri, reprezintă piesa. În concluzie, toate acele bucățele albe care apar între pătrat și cerc reprezintă materialul pierdut. În concluzie, materialul pierdut nu este altceva decât diferența între area cercului și area pătratului. Area pătrat. Area cercului este pi r pătrat, iar area pătratului este latura la pătrat. Mai avem o problemă. Nu am aflat raza cercului. Păi nu este nicio problemă. Știm în ipoteză că diametrul este 12, egal cu 12 cm. Dacă diametrul este 12 cm, înseamnă că raza va fi egală cu 6 cm. Deci, vom avea pi ori 6 la pătrat minus latura pe care am aflat-o mai sus, 6 radical din 2, totul la pătrat. Vom obține în concluzie că materialul pierdut va fi dat de cantitatea 36, îl scoatem factor comun, pi minus radical din 2 centimetri pătrați. Aceasta este cantitatea de material pierdută. Dacă dorim să o aproximăm, îl aproximăm pe pi cu 3,14, pe radical din 2 cu 1,41 și putem obține o cantitate aproximativă de material pierdut. Problemele practice în care intervin poligoanele regulate sunt nenumărate. Și vă repet, aceste probleme apar deosebi în modelele arhitecturale, dar apar și în aceste probleme de inginerie, în probleme de optimizare a fabricării unor piese pentru a avea cât mai puține pierderi de material. Acestea fiind spuse, lecția de poligoane regulate se încheie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!